Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre curajul duhovnicesc. Invitatul nostru este părintele dr. Adrian Cazacu, protopop al protoieriei Hărăști, Episcopia Giurgiului. Bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet, părinte! Mulțumesc! Bine v-am regăsit după ceva vreme! Preacucenice, părinte protopop, curajul duhovnicesc este cumva o virtute inventată? Este ceva artificial care aparține doar a geografiei sau este posibil și în realitate? Trebuie să vă răspund cu o întrebare. Curajul e ceva inventat? Nu. Curajul duhovnicesc nu este o invenție a geografiei noastre, ci este o realitate mai degrabă. Trebuie să ne legăm în înțelegerea realității acestea de multe puncte și de multe jaloane absolut esențiale pentru a înțelege ceea ce înseamnă curajul duhovnicesc. Dar, dincolo de toate aceste explicații, să le spunem tehnice, este o realitate. Este, dacă vreți, nu doar o realitate, este și produsul, rezultatul unui întreg urcuș. Nu oricine ajunge la nivelul acesta al curajului duhovnicesc. Și de asemenea, nu este simplu să deosebești curajul duhovnicesc de îndrăzneala fără discernământ. Și atunci lucrurile sunt destul de profunde, cum orice act duhovnicesc își are profunzimea lui, și atunci trebuie bine înțeles, bine fixate temeliile acestei realități și atunci înțelegem pe deplin despre ce este vorba. Este el de presupus la începutul drumului? Spuneați că la un moment dat ajungem să-l avem. Este ca la cei mici. Cei mici, atunci când o pornesc așa pe piciorușele lor în viață, sunt plini de entuziasm și de curaj, curajul acesta al copilăriei sau mai degrabă al inocenței și al nevinovăției și al neștiinței. Atunci când părinții bisericii au vorbit despre curaj duhovnicesc, s-au folosit de anumite realități conceptuale, să le spunem, deja existente în lumea greco-romană. Grecii bunăoară ridicau curajul pe cele mai înalte culme ale virtuții, însă cu multă atenție și cu mult discernământ. Exista curajul bătăliei, frenosului, spuneau, ei, noi avem frenezie de aici, și îl situau undeva așa în capul pieptului și de aici, domne, când eroul se ridica și se punea la luptă, făcea prăpăd. De alt tip de curaj, curajul de a spune adevărul, curajul de a-l apăra pe celălalt, curajul de a te opune în situații în care toți ceilalți îți fac opoziție. Ei făceau distinția aceasta. La fel și părinții bisericii, în momentul în care au început să analizeze fenomenul acesta, fără îndoială că s-au raportat la realitatea aceasta greco-romană, nu i-aș spune filozofie, mai degrabă socială, însă au avut un alt avantaj, au avut drept reper principal textul Evangheliei, textul Sfintei Scripturi. Și de acolo și-au preluat ideile de bază, ideile forță, pe care le-au țesut apoi și le-au aplicat în contextul în care au trăit. Astfel că literatura duhovnicească, să-i spunem, actuală, avem o radiografie, să-i spunem, a acestui curaj, acestui tip de curaj duhovnicesc extraordinar. Completă și mai mult decât? Nu știu dacă e completă, pentru că niciodată nu se termină. Și fiecare situație, cum nici sfințenia nu se termină, fiecare situație probabil că generează noi și noi efecte. Dar este extrem de elaborat, extrem de minuțios redactată și pastoral accentuată. Nu peste tot, nu toți vorbesc despre. Dar în anumite contexte, mai ales în cazul părinților care au avut și un profund rol mărturisitor, până la, suntem în anul acesta al pastorației și trebuie să ținem cont și de acest lucru, sunt părinți care accentuează foarte mult. Ok?
că e Sfântul Ioan Gură de Aur, că este înainte, eu știu, Sfântul Irineu de Lion, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Grigorie Palama, de ce nu venind înspre noi Sfântul Siloan Atonitul și mulți alți sfinți părinți care accentuează lucrul acesta cu bună știință și totdeauna contextualizat. Părinte Adrian, tot pentru a păstra cadrul acesta încă general al discuției noastre, dar în speranța de a nu-l depăși, ascultându-vă, vreau să vă întreb, a existat această așteptare din partea societății românești, întâmplător sau pe alocuri civilă numită ea, din partea bisericii, de la biserică, pentru a se implica în anumite acțiuni, atât în momentele dinainte de 89, cât și în toată această istorie recentă a noastră până astăzi, pentru creștinul obișnuit, care preia, sigur, și el astfel de așteptări, cum să discearnă între curajul duhovnicesc propriu, să spunem, vieții bisericii și cel social, pe care altfel ați și amintit înainte? S-ar putea să fie dur ceea ce spun, dar realitatea este următoarea. Omul duhovnicesc e foarte interesantă și discutată sintagma Sfântului Apostol Pavel. Omul duhovnicesc pe toate le judecă, dar pe el nimeni nu-l judecă. Căci cei care caută și trăiesc după trup le judecă pe ale trupului, iar cei care trăiesc după Duh le judecă pe cele duhovnicești. Despre ce e vorba? Omul duhovnicesc, cel în care dorința de a-și apăra credința lui, crezul lui, viața lui întru Hristos, sunt foarte bine consolidate, omul acela nu face pe plac nimănui. Spune ceea ce este da, este da, și ceea ce este nu, este nu. În curajul acesta duhovnicesc nu există termeni de genul politically correct. Nu există. Există într-adevăr diplomație, fără îndoială. E bună, mai ales că sunt oameni care pot înțelege greșit și fără o explicație suplimentară s-ar putea să ia pe că e greșit. Însă, omul duhovnicesc nu caută să placă celorlalți, ci lui Dumnezeu. Curajul lui este curajul care se pune în slujba vieții bisericii, nu în slujba unei persoane sau alteia sau unei instituții. Cât privește curajul acesta pe care ni-l cer mulți, aici lucrurile trebuie mai degrabă înțelese decât analizate. Venim totuși după niște ani, câteva decenii bune, în care propaganda a mers într-o direcție ce a reușit să ne pună cumva într-un cont de umbră. Iar astăzi oamenii ne cer adeseori imposibilul. Ne cer să spunem niște lucruri care de multe ori nu ne privesc. Ne cer să luăm atitudine în chestiuni care nu țin nici de viața bisericii, nici de organizarea ei, nici de concepția ei. Și atunci e greu, se pot refuza, tot cu curaj. Continui această întrebare ca să încheiem acest aspect cu cei, să spunem, din biserică sau care văd implicarea bisericii sau a fiecăruia personală cu acest curaj, din nou vă întreb, care curaj este cel duhovnicesc, cel potrivit, în chestiuni care privesc aspectele sociale, poate anumite referendumuri pe anumite subiecte controversate? Chestiunile acestea, iarăși, trebuie privite cu mult discernământ. S-a creat o modă. Orice apare nou în plan social tinde să fie analizat și adesea condamnat. Să ne gândim la carduri, să ne gândim la vaccin și tipuri de vaccin, să ne gândim la ora de religie, care e ultimul pe lista neagră a dezbaterilor, pseudo-dezbaterilor din societatea noastră. Intimitatea cibernetică. Sau intimitatea cibernetică și multe, multe alte lucruri de genul acesta, pe care biserica, firește, le ia la cunoștință, află de ele. Dar sunt chestiuni care de multe ori nu țin nici de viața, nici de competența bisericii. Dar țin de cea personală a creștinului, dacă vorbim de curajul... Da și nu.
Da și nu. Pentru că omul duhovnicesc, în momentul în care ajunge la stadiul acesta, repet, nu este un lucru pe care îl primim de la început. Creștem cu el. Curajul duhovnicesc e altceva decât a spune, domne, vezi că, uite, cu tare lucru, nu e bine așa. Nu e bine să accepți nu știu ce card sau nu știu ce act sau nu știu ce document. Nu, ăla e curajul duhovnicesc. Nu, nu, nu. Acela este o simplă opinie. Nu. Curajul duhovnicesc este acela în care mergi și te duci și te mărturisești. Prima oară. Și ai curajul să spui tot. Înaintea unui om pe care poate nu l-ai mai văzut niciodată sau n-ai vorbit niciodată mai în profunzime cu dumnealui. Dar ăla e curajul duhovnicesc. Curajul duhovnicesc este acela de a-ți accepta cu credință boala. Iarăși, este un lucru extraordinar. Curajul duhovnicesc este acela de a naște un copil. Mare curaj și de a-l păstra, deși știi că mai ai 2, 3, 4 acasă. Acela este curaj. Chestiunile acestea sociale, nu spun că nu ne interesează. Ne interesează foarte mult. Dar trebuie să fim foarte atenți, să nu cumva să dăm atenție, să le dăm atenție mai mult decât li se cuvine. Chestiunile astea care țin până la urmă de modernitate și ne place sau nu, ăsta e cursul societății. E frumos să spui, domne, uite, noi ne retragem, ne ducem într-un spațiu așa ideatic, într-un spațiu bucolic, unde totul este frumos și totul e liniștit și tradițional. Dar nu ăsta e mersul societății. Din suntem păcate, în lume. Suntem în lume și suntem datori să le luăm cum grano salis, așa, ușurel, pe toate cele ale lumii, altfel ne vom rupe de lume. Și mă tem că misiunea pe care o avem în lume, fie că suntem, eu știu, suntem clerici sau suntem creștini și iau misiunea lor, până la urmă, misiunea lor în lume, mă tem că o ratăm. O ratăm și devenim niște simpli, nu știu, manifestanți, niște simpli purtători de cuvânt. Sau pioni. Sau pioni pe o tablă de șah pe care nu o controlăm noi. Vorbind de curajul la spovedanie, mi-ați răspuns într-un fel la ceea ce vreau să vă întreb mai departe, și anume diferența dintre curajul duhovnicesc și cel psihologic. Dar continui acum și vă întreb diferența între erou și Sfântul Creștin, pentru că ajungem fiecare în viața personală să admirăm anumite figuri, poate chiar din istoria poporului nostru și nu numai, pe care nu știm să le discernem potrivit, respectiv, în categoria eroilor sau a sfinților cu adevărat. Care ar fi diferența? Aici e greu de răspuns, că s-ar putea, indiferent ce răspuns aș da, tot o să supăr pe cineva fără doar și poate. Omul duhovnicesc, cel în care curajul se manifestă, nu este neapărat, eu știu, lipsit de patriotism, după cum nici eroul nu este neapărat lipsit de un dram de sfințenie. Fiecare și le împărtășesc ei pe undeva. Acum, eroul devine erou în conștiința celorlalți, în conștiința celor care beneficiază de pe urma faptelor lui eroice. Vă dau poate cel mai bun exemplu, Mihai Viteazu. La vremea lui, la vremea domniei lui, n-a fost un domnitor iubit. A avut armata, a trebuit să aibă armată de mercenari, a trebuit să-i angajeze, presupuneau toate lucrurile astea sume mari de bani, automat biruri. Abia la Nicolae Bălcescu încoace, de la celebra românii sub Mihai Voievod Viteazul, abia de atunci Mihai Viteazul începe să fie văzut ca erou. Abia atunci trece, iată, o distanță foarte mare de timp. În timp ce Sfântul, de cele mai multe ori, viața lui nu mai e doar a lui. Nu mai trăiește el, Hristos trăiește în el, și dacă Hristos trăiește în el, Hristos nu vine pentru sine, ci pentru ceilalți și radiază pur și simplu. Și din viața lui se împărtășesc toți ceilalți, de multe ori încă din timpul vieții. Și sunt cazurile acestea, nu întâmplător, poate principala condiție, principalul criteriu al canonizării unui sfânt este cinstirea poporului.
care are loc încă de la început. De cele mai multe ori se întâmplă așa, fie că vorbim de cei din zilele noastre sau de sfinții din trecut, și mărturiile sunt generale. Aici lucrurile se schimbă. Pentru că nu vorbim de percepții, domne, cum percep eu o anumită faptă peste un anumit timp, ci vorbim de realități care se reflectă în viața mea direct. Un sfânt mă schimbă. Are curajul să intervină în viața mea, iată, curaj duhovnicesc, și să mă scuture bine și să cadă toată uscătura și să devin făptură nouă. Asta e un gest de mare curaj. Și automat mă schimbă din start. Nu există niciun moment, nicio sincopă între a cinsti pe un om ca sfânt și a-i acorda cinstirea cuvenită și concretizarea propriu-zisă canonică a acestei realități. Este propriu acest curaj duhovnicesc unui anumit gen, respectiv, evident, bărbaților, spre deosebire de femei, pentru că și în literatura noastră martirică avem exemple de sfinte care sunt caracterizate ca având în cele mai grele momente ale vieții lor, în care i-au înfruntat pe prigonitori, o anumită bărbăție și e deseori întâlnit acest lucru. Deși mulți ne-ar critica pentru faptul că, mă rog, suntem, punem femeia pe planul 2 cumva așa, nu, e total fals. E cea mai mare greșeală ce se poate face, nu. Până la Sfintele Mucenițe, avem pe Maica Domnului, cât risc. La câți ani ar fi avut, probabil 14-15 ani, nu știm cu exactitate și nimeni nu poate să știe să accepte, să primească, să nască pe Mântuitorul și în același timp să se supună bârfei și oprobiului întregii societăți, astfel încât bietul Iosif își pune întrebarea, aoleu, ce să fac, să o las sau nu? Cât curaj la o copilă. Mare curaj, mare curaj. Cât privește Sfintele Mucenițe și nu numai ele, acolo, da, este un lucru cu totul și cu totul deosebit, dar nu trebuie să uităm un aspect important. Nu mai lucrează doar ele, ci Hristos este Cel care le întărește. Viața lor și martiriul lor este cea mai bună dovadă a împreună lucrării omului și a lui Dumnezeu. Acolo se trasează adevărata dimensiune a vieții, în sens creștin. Există altceva mai presus. Nu e doar suferință, moarte. Bun, trec. Dar este curajul virtute de gen? Pentru că văd, trebuie să o spunem și acest lucru, că de multe ori noi bărbații învățăm în timpurile mai noi curajul de la... Păi tinde să fie, dacă e să mergem așa. Nu știu dacă este, nu e de gen, este trăsătură general valabilă. Se manifestă însă în direcții diferite. Totdeauna bărbatul este beligerant, are tot timpul ceva de disputat, ceva de împărțit, ceva de comentat. E firea lui. Femeia se manifestă în altă direcție. Fizic, și e demonstrat, femeile sunt mai resistente ca noi, ca bărbații. Să luăm bună oară nașterea. E un chin cumplit acolo, nu întâmplător se vorbește așa la superlativ de durerile facerii. Gândiți-vă prin ce trece o femeie pentru a naște un copil, conștientă de lucrul acesta. Și este un gen de curaj. În ceea ce privește curajul duhovnicesc, tind să spun că multe dintre femeile noastre, dintre creștinele noastre, ne dau astăzi adevărate pilde de curaj duhovnicesc. Este teribil să vezi o femeie care reușește să-și aducă soțul la biserică după ce omul acela nu călcase în viața lui, nici măcar la cununie, pragul bisericii. E greu și să înțelegi prin ce trece femeia aceea, dar acel e un gest extraordinar de curaj. Este mare curaj să vezi femeia cum își îngrijește soțul sau copiii și nu cedează niciodată. Niciodată nu cedează. Este un mare, e un mare lucru și o taină. Probabil că Dumnezeu ne și smerește puțin în economia asta a mântuirii, astfel încât să înțelegem ceva din viața aceasta și să nu trecem așa doar cu cuvinte frumoase și ce din coada o să sune. Și atât. Preacucenice Părinte Protopop, este curajul duhovnicesc
diferit de nădejdea sau speranța creștină, una dintre cele trei virtuți teologice, sau care ar fi legătura dintre ele? Sunt interdependente, asta e evident. De confundat nu se pot confunda. Însă, capeți acest curaj în momentul în care nădejdea ta în Hristos, în Dumnezeu, în roadele morții și învierii Lui, îți devin certitudine. Nu se poate altfel. Este anul acesta, este și anul Sfântului Ioan Gură de Aur. Omul acesta e admirabil. Este admirabil. Reușește să se pună rău cu tot ce înseamnă putere lumească și în același timp să ierte când ei înșiși ajung să dea, să fie, să își primească răsplata. Ne dorim să placă nimănui decât lui Dumnezeu. Un curaj teribil, un curaj admirabil. De ce? Pentru că era sigur, era ferm convins de faptul că lucrarea lui nu e a lui. Nu pentru fala, pentru mândria lui, pentru posteritate, nu este, ci este pentru mântuirea oamenilor. Plac lui Dumnezeu, nu omului. Și atunci, odată convins de realitățile acestea, totul a mers firesc și a avut un mers, într-adevăr, dramatic. E, nu, nu e acolo, e multă tensiune în viața Sfântului Ioan Gură de Aur. Dar, iată, nădejdea tare îți dă și curajul. De fapt, aceea e culmea. Toți ne nădăjduim. Da, Doamne, cred. Dar se mai pune și acel ajută-ne credinței mele. Când ajungi să nu mai spui ajută-ne credinței mele și ajungi să crezi cu adevărat, să simți ceea ce spui, atunci intervine și curajul. Apare ca o reacție firească. Mântuitorul Iisus Hristos spune: îndrăzniți, eu am biruit lumea. Putem spune că Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dat și un exemplu de curaj respectiv? A fost un curajos? Putem gândi în termenii aceștia? Și curajos, și mai mult decât curajos. Acum depinde cum punem problema. Da, este un model de curaj duhovnicesc. Este, fără îndoială, și nu un model. El e paradigma. E criteriu. Activitatea lui, toată zbaterea aceea, opoziția tuturor celorlalți, cuvintele dure, dar și cuvintele blânde pe care le spune, toate acestea sunt puncte de reper. A fost curajos și a fost mai mult decât curajos. E sursa curajului acestuia duhovnicesc. De fapt, aici e cheia. Omul duhovnicesc, de regulă, este definit așa, simplu, ca omul care se roagă. Cui te rogi? Lui Hristos. Astfel încât Hristos să trăiască El în tine. În momentul acela prinzi ceva din curajul și din tăria și din parte, te ești tu însuți implicat în lucrarea aceasta de răscumpărare și de mântuire, de îndreptare a lumii, la care Hristos ne-a chemat pe toți. Dar, atenție, nu trebuie să ne poziționăm strict orizontal, în sensul că, da, Domnule, Hristos a fost un mare curajos. Nu se poate, nu? E dincolo de curaj. E mai mult decât atât. E vorba de o înțelegere a realității autentice a lucrurilor. Nu ar fi mai simplu pentru cei care nu se apropie atât de des de Sfintele Taine, de Biserică, să recunoască faptul că le lipsește curajul duhovnicesc, pentru că pare că Sfintele Taine presupun o doză... Păi recunoașterea acelui gestul cel mai greu cu putință. În momentul când comitem greșeala, hai, treacă, meargă. În momentul în care o repetăm și deja devine păcat și devine patimă, înțelegem noi ce este ea, dar nu mai recunoaștem. E foarte greu. Spunem orice, dăm vina pe celălalt, dăm vina pe context, dăm vina pe vremea de afară, dăm vina pe oricine. Numai să nu recunoaștem, de fapt, că problema suntem noi și rezolvarea e la noi. Pentru creștinul de azi, lucrurile trebuie să fie clar spuse. Și aici intervine lucrarea misionară a celor care sunt implicați. Până la urmă, nu în formarea sau nu în informarea lor, ci în mântuirea lor.
E un gest și e un act esențial și existențial, peste care nu, de la care nu putem face rabat sub nicio formă. Bun. În momentul în care spunem, omule, problema lasă-i pe ceilalți, problema este la tine, hai să vedem. E, în acel hai să vedem se implică multe. Ține mult și de noi. Cum abordăm, cum punem problema, cum îl apropiem pe omul respectiv, cum îl facem să ni se deschidă și nu nouă, cât lui Dumnezeu care îi primește mărturisirea păcatelor lui. Dacă reușim lucrul acela, am câștigat un suflet. Dacă nu, o luăm de la capăt. Știți, e textul acela foarte interesant din Apocalipsă. Iată, stau la ușă și bat. Și de va deschide, vrea cineva și va deschide, voi intra și voi cina împreună cu el. Întrebarea alta. Și dacă nu deschide? Ce face? Bate în continuare. Hristos bate în continuare. Așa că iei de la capăt și de la capăt până reușești. Odată ce ai reușit, îl ridici la suprafață și arunci colacul de salvare. Și atunci omul acela are șansa reală de a se îndrepta și de a ajunge ceea ce trebuie să ajungă făptură nouă în Hristos. Părinte Protopop, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii noastre și pentru a închide ca într-un cerc discuția cu referința la diferența dintre curajul duhovnicesc și altfel de curaj, vă întreb cum să nu amestecăm sau să exagerăm, să nu amestecăm curajul duhovnicesc cu activismul social sau și nu numai militantismul și poate chiar prozelitism, așa cum este el. Activismul social nu-i rău. E bine să te implici în viața cetății. Este firesc. E o datorie civică a oricăruia dintre cetățenii țării astea și a oricăruia dintre cetățenii unei țări libere. Problema este cum facem când activismul acesta sau militantismul devin pătimașe și fără un obiect, fără un fundament solid, atunci e o problemă. Curajul duhovnicesc nu are voie de ieși în stradă. Na, nu e vorba. E mai mult. Se manifestă tot timpul. Zi cu zi. Și dimineața când te scoli și îți propui, bun, merg pe calea aceasta a credinței și pe calea bisericii. Și acela e un gest de curaj. Nu are nevoie nici de strigăte, nici de pancarde, nici de lozinci. Este dincolo de lucrurile acestea. Se manifestă în lucrurile simple, foarte simple, ale vieții oricăruia dintre noi. Că vorbim de academician sau de o băbuță care încă își privește răsadurile de flori pe la țară, ambii pot fi la fel de curajoși, duhovnicește înaintea lui Dumnezeu. Repet, fără emfază și fără clamarea unei pseudo-virtuți care eșuează de cele mai multe ori în scandal și în lucruri puțin probabile pentru ceva benefic. Spuneți de fapt că curajul nostru duhovnicesc nu are nevoie să fie exprimat neapărat social, dar întrebarea ar fi și dacă activismul social sau expresia socială ar avea nevoie de curajul nostru duhovnicesc. Cu siguranță. Cel mai bun exemplu este, îl reprezintă campania aceasta desfășurată acum cu ora de religie. Este un lucru extraordinar ce s-a obținut și este o mare încredere, e un credit moral așa, destul de consistent pe care biserica l-a primit. Vă mulțumesc pentru această discuție și vă aștept și altă dată la Cuvânt pentru Suflet. Cu multă bucurie. Dragi telespectatori, am discutat astăzi despre curajul duhovnicesc cu părintele dr. Adrian Cazacu, protopop al protoieriei Herăști din Episcopia Giurgiului. Vă așteptăm data viitoare pentru alte și alte înțelesuri ale temelor duhovnicești. La revedere!